Tot din 2019, altă variantă. Așa, ia să vedem. Cum zic aici? Diu. Aul. 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 Niciodată nu-și folosește telefonul, da, când conduce, da? Că altfel voi când o să fiți polițiști o să opriți pe, da? O să opriți șoferii. Niciodată ea nu folosește. Never, deci este o acțiune obișnuită repetată, present simple. N-aveam de ce să pun trecutul, was never using, în sfârșit, nici continuu n-am de ce să folosesc, dar oricum eram în prezent aici, she's driving. His trousers. Da? Trousers, scissors, pyjamas, acestea care sunt formate din două părți, glasses, da? Din două părți, se acordă întotdeauna cu pluralul, da? His trousers were. Și încă o dată zic, money is, news is, information is, knowledge is, da? Pe astea le ținem minte. Și la police, police are, people are. Police și people se acordă cu pluralul. Why? De ce râd de mine? Are they laughing, da? De ce râd de mine? Se presupune că acum îi aud râzând. Și țineți minte prepoziția to laugh at, a râde de, laugh at. Ai cool? Dacă se poate. Da. Mă, nu e legată de grilă. Vedeam în filme, adică auzeam expresia she was good people. E greșită? She was, nu cred că ai auzit, dacă ai auzit așa, este o formă neliterară. Da? A good person, poți să spui, sau they were good people. Da? Deci nu e corectă. Nu. Vezi, insurance, apropo de ce am avut mai devreme, da? I called the insurance company and left a message for the manager to ring me back, da? Ah, așa, to ring me back, să mă sune înapoi. Mary. Is waiting? Nu e is waiting, pentru că ia uite ce am aici, it started. Da? E continuu, dar în trecut, past continuous, was waiting. Dacă aveam Mary, spuneam is waiting when it starts, da? Deși în exemplu acesta nu e foarte logic, așa continuarea, dar ideea era că dacă aici avem prezent, aici pot să am prezent continuous, dacă aici am past tense, aici trebuie să am past continuous, nu prezent. Nu amestec timpurile. O singură situație am când pot să amestec prezentul cu trecutul, o știți? Când exprim un adevăr general valabil, da? Adică pot să spun, the teacher told me that leaves fall in autumn. Adică profesorul mi-a spus, told me, deci e trecutul și totuși continui cu prezentul, că frunzele cad toamna, pentru că e un adevăr general valabil. Da? Doamna, și în cazul ăsta spune de dumneavoastră, când traducem, când lasăm o vorbire indirectă... Păi ăsta e vorbire indirectă, știi? Uite, hai să luăm așa un exemplu. Ce rămâne prezent? Da. De exemplu, ce am zis, the leaves fall in autumn. The teacher said. Da? Și aici o să spun the teacher said that leaves sau the leaves fall. Nu zic fell, da? In autumn. Da? Pentru că este un adevăr general valabil. Și acum, dacă tot suntem la indirect speech, pot să mai rămân prezentul când verbul declarativ e la prezent. De exemplu, dacă spunem what's your name? She asked. Deci dacă aici e past tense, o să spunem she asked what my name was. Bine? Deci transform. Și dacă aveam what's your name? She asked.
aș fi spus she asks what my name is. Înțelegi? Da? Deci astea sunt două variante la indirect speech când timpurile nu se schimbă. Iar acela cu adevărul general valabile nu contează că e indirect speech sau nu. Se poate folosi la prezent indiferent în ce axă temporală e restul enunțului. The leaders put ceul. Deul. Că începe cu E, adică care e vocală. Spune. Put an end, da? A oprit, da? Războiul. We. We were meeting. E beul. Deci noi ne-am întâlnit când eram în tabără. Dacă spunem we were meeting, trebuia să-l traduc printr-un imperfect. Noi ne întâlneam când eram în camp, când ne-am dus în tabără. Dar nu, noi ne-am întâlnit și acțiunea e terminată. Ne-am întâlnit, adică ne-am cunoscut când ne-am dus în, când eram în tabără. În tabăra de vară. This is the boy. Whose father? Beul, da? Whose father? Al cărui tată a murit în incendiu anul trecut. Ce înseamnă whose, așa, who apostrof s? Who is? Who is? There, da? Și, sau mai poate să însemne who has, dacă apare, has, ăsta e s aici. Who has got, da? Who's got? Am scris de nu se vede bine, așa că mai, o să-l mai scriu pe ăsta odată. Deci dacă am who's got, vine de la who has got. Știți că pe got aici nu-l traduc. Cine are, da? Sau who's, who is. Now I'm not in the mood. To be in the mood, avea chef să, da? So I think I... Ce-ul? I will tidy, da? Spuneam cu I think, folosim will. I... Myself. I myself, da? I myself... have talked. Nu există varianta asta cu V, S la mai, există doar la plural. We, ourselves, da? You, yourselves, dacă mă refer la voi, și they, themselves, dacă mă refer la ei ele. My parents and I Deul, da? Have been living here for a very long time. Părinții mei și cu mine. Vedeți cum se scrie my parents and I? Nu spun my parents and me sau me and my parents. My parents and I, pentru că e un subiect, de aceea folosim nominativul. I e nominativul. My parents and I have been living. E for aici, care îmi arată că e un present perfect continuous. Dacă spuneam since, cum aș fi putut să continui? Since... Mergea since a very long time? Nu. Avem nevoie de moment. Da, since 2000, sau since last summer, sau since, I don't know, last year, da? Și puteam folosi trecutul? Nu, tot present perfect. Da, și cu since și cu for. Doar că for arată toată perioada de timp, for 10 years, și since arată începutul perioadei de timp. Since 1998, din 1998. For two days, de două zile, since yesterday, de ieri. Da? Sau the day before yesterday. They asked where Ce-ul? Her wallet had disappeared. Unde dispăruse, da? Și atenție, păstrăm subiect și verb, da? Subiect și predicat. Later, beu, că e bring, brought, brought. Buy, de ăsta nu există. E buy, bought, bought. Da? Catch, caught, caught. Și așa mai departe. Asta trebuie învățate. He is beu, the most handsome boy in the neighborhood. Handsome se folosește doar pentru băieți, bărbați, da? Chipeș. Nu pot să spun despre o fată.
Și nici nu pot să spună pretty men, da? Pretty se folosește doar pentru fete. Neighborhood, în cartier, în vecinătate. Unfortunately, I haven't heard, că e since aici, care mi arată că e present perfect. I haven't heard from him since then. Can I turn on the light, please? I can. L-am mai avut un asemănător, dar la Oradea în Altan, ca să observați că se repetă. I can hardly read, da? Hard este și adjectiv și adverb, da? Pot să spun hard work sau he works hard. Cu l-y înseamnă de-abia cu greu, da? Nu poate fi folosit he works hardly, da? Ăla nu e bine. Aici? Are you going to pay? De ce? Da, nu merge will pentru că nu merge will you to pay. Will you pay? Are you going to pay for it yourself? Ai de gând să intenționezi să plătești tu? Could we meet at 5 or at 6? I'm afraid. No. Nu, ia uitați-vă, B-ul este, da? De ce? Pentru că mie îmi dă aici două variante, da? Să ne întâlnim la 5 sau la 6. Cred că niciuna dintre aceste ore nu-mi convine, da? Adică niciunul din doi este neither. Neither hour is convenient. Dar dacă aveam mai multe ore, la 3, la 4, la 5 sau la 6, atunci spuneam none. Neither, da? Nor. Nu, atunci aș fi spus none. None, că era niciunul din mai mulți. Neither nor înseamnă nici. Adică, neither my sister nor my brothers are at home. Adică, nici surorii mele, nici fraților mei, nu, nici surorile mele, nici frații mei nu sunt acasă. Vrei să scriu asta? Nu, no, vreau să spun, dacă zicea în propoziția, I'm afraid neither 5 nor 6. Ah, da. Okay. Da. Așa era bine. Mulțumesc. Uh-huh. Either înseamnă oricare din doi. Și oricare din mai mulți? Spunem any, da? Și o să spunem neither nor, either or și both și, amândouă. Both and, da? Să știm și termin. Structurile acestea. Și dacă vreau să spun nici, nu numai, ci și, o să spun not only, but also. Dar asta deja implică al-s-o. Asta deja implică inversiunea și mă gândesc că nu vă dă decât așa, ca să-i știți continuarea. Not only, puncte, puncte și vă dă enunțul, but also. Tot ce e cu not implică inversiune și voi nu aveți în programă. Așa. They thanked me for what I had done. Mi-au mulțumit pentru ce făcusem, da? Astea deja sunt des întâlnite și le vedeți că se repetă. Unless you cancel, da? Că e și if not și este și condiționale unde n-am voie viitorul. He used to tell me, da? Și dacă voiam să spun el este obișnuit să-mi spună, atunci spuneam he is used to telling, da? Și însemna că el este obișnuit să-mi spună tot ce face, da? Și acolo mergea să spun și would, da? But for, dacă n-ar fi, e urmat de substantiv. Your help. Your help. But for your help. Dacă n-ar fi ajutorul tău. Ține tot de if clause. The flat. Deol. Is being painted. Adică se zugrăvește apartamentul acum. Deci trebuie să stăm cu părinții. Our parents, două cuvinte. În momentul acesta, da? Deci este diateză pasivă. Și dacă aș fi vrut să spun
îmi zugrăvesc apartamentul. În sensul că am chemat pe un zugrav, dar l-am chemat să-mi facă. Cum ziceam? I am having my flat apartment. Sau apartment, da? Painted. Asta este cauzativul, da? I am having my flat painted. Adică mă zugrăvesc apartamentul, cu sensul că am chemat pe cineva să facă asta. Da? Țineți minte, I have my hair cut. Da? Ține minte structura aceasta, ca să știm să o descoperim corect, da? Și în grile. You are very proud of your daughter. Aren't you, da? Very proud, foarte mândră, da? You are very proud, este tot pe question, dar nu e o variantă grea, este, nu e o excepție. We, vedeți cum spun, to pay a visit, a vizita pe cineva, că poate să vă dea și puncte, puncte, a visit to his, to her grandparents. Și avem pay, made, take, sau mai știu eu ce, da? Și paid a visit. We didn't need to phone because they decided to pay us a short visit. Aici, de fapt, este, l-am învățat la nu a fost nevoie, da? Și nici n-am făcut. Dar dacă nu a fost nevoie, dar totuși am făcut, cum aș fi zis? Didn't have phoned, da? Needn't have și verb la forma a treia. Nu era nevoie, dar am făcut lucrul respectiv. We will have dinner after we have washed, da? Mergea să spun și wash pur și simplu, dar nu am varianta aceasta. O să mâncăm după ce ne spălăm pe mâini și e de preferat present perfect pentru că e anterioritate. Întâi ne spălăm și apoi luăm cina. Vedeți că cina, dinner, nu are articol. We had the occasion to go, da? Occasion to go to Barcelona last month. The chemist, aici înseamnă farmacistul. Și dacă spunem cu apostrof S, înseamnă farmacia, da? The chemist told us that he didn't have. Așa, aici nu este un raport de anterioritate. Nu mi-a spus că, ăsta, farmacistul mi-a spus că nu are. Eu în limba română traduc prin prezent, dar în engleză nu amestec timpurile, da? The chemist told us that he didn't have the product we needed. Isn't it time? Care credeți? Eu. Haideți să vă amintesc că it's time. It's time. E urmat de past, vă amintiți? Yeah. It's time I left. E timpul să plec. Aici este doar că e o întrebare, dar e același lucru. Isn't it time they told their parents? Da? Aici nu mai contează cam prezentul, pentru că după it's time nu urmează indicativ, urmează subjunctiv, da? Și subjunctivul are regulile lui. Bine? Deci când vedem it's time, punem past tense. It's time they told. V-ați amintit, da? Waiter, two cups of coffee. Da? Coffee n-are plural. În engleză, în română spunem cafele, aici spunem two cups of coffee. Da? Ei, nu sunt chiar așa de grele, nu? Da, acum să vedem cât o să fie din 15 întrebări, cum o să aleagă ei. Păi o să aleagă, ori să fie vreo două cu, vreo două, trei ori să fie cu verbe, ori să fie vreo două, trei cu substantive, cu plural, da? Și apoi mai pun un verb modal, un subjunctiv, un te question, cred că așa, ăsta n-are cum să lipsească. Un pronume, poate, cum am văzut cu themselves, cu anything, some, any, da? Ori pune și un forty pe acolo ca să-l știți și un grad de comparație, adică vă pune câte unul așa din fiecare ca să
cuprindă cam, cam tot. Ca să treacă prin toată materia. Că ei, de fapt, n-au scos foarte mult din materia de engleză. Au scos, if clause, de fapt, nu prea e scos. Și au scos, de fapt, ce era mai greu, emphasis și inversion. Astea erau, într-adevăr, mai complicate. Da. Mai aveți voi alte întrebări în legătură cu engleza sau cu... Da, nu am întrebare. Da. La the question, cum formam te-ul la imperativ? Știu că era o... Da. Will you. Will you. Știi? Dar hai să luăm așa câteva. Deci, regulile le știm și cu toate acestea, dacă spun I took a bad mark, cum o să zic aici? Nu e așa. Didn't I. Didn't I. Da? Pentru că took este la past simple. Dacă spun he reads a lot, o să spun... Doesn't he? Doesn't he. Dacă spun I am happy, o să spun aren't I. Asta deja sunt excepții. Dacă spun open the door, și asta este imperativ, will you? Acum să știți că aici mai merg și can you și would you, numai că will este cel mai folosit. Would este foarte politicos. Can este așa ca între doi amici. Dar îl ține minte pe will you. Let's do, let's go, shall we. There is, there is somebody at the door. Să spunem isn't there, da? Deci there se păstrează. Cuvintele negative, de exemplu, there is nothing we can do, da? Aici am și there și nothing. N-o să mai pun negație, o să spun is there, da? Mai ținem minte că nothing se înlocuiește prin it și nobody se înlocuiește prin they. Adică spunem nothing happened. Did it? Nobody came. Did they? Le scriu? Sau ați înțeles aici? We can... Poftim? Ce v-am înțeles? We can hardly... we can hardly speak. Hardly este cuvânt negativ, da? Și atunci o să spunem can we, da? Deci hardly e cuvânt negativ. Everybody, ăsta e mai ciudat, everybody is here și o să spunem aren't they. Da? Deci everybody se acordă cu singularul, se înlocuiește prin plural. Da? Cam ăsta ar fi. Dar nu era și o situație cu main, parcă?